Bun, salutare, eu sunt Viper și bine v-am regăsit la un episod din seria noastră de Hypixel Rank Scouters de pe acest canal. Ne-am întors aici și o să mergem din nou scout, pentru că, frate, efectiv, scout e destul de forță și încerc să filmez scripul ăsta de câteva zile. Dar să sperăm că tura asta va fi efectiv filmarea perfectă și o să reușim să scoatem W-ul ăla. Știi, poate este foarte insistent din ce văd, adică, frate, gen, eu stau pe insula mea, am și o treaba mea, nu e nevoie să fii pe mine că... De asta nu sar pe un player care stă pe o insulă. Mai este o săptămână, gen, asta este ultima săptămână de școală și după aia vine vacanța de vară. Și ăsta este un lucru, bă, aș putea spune atât de bun, pentru că, bă, frate, deci am așteptat vacanța asta foarte mult timp, chit că am fost online tot anul și am fost la maxim 20% din ore. Dar nu-i bai, ok, hai că suntem 1v1. Și tipul ăsta e prost și vine pe mine. Deci îl rezolv dacă vii pe mine. Așa mă simt. Ok, așa mă simt. Dar lume, practic în vacanța asta o să scoatem clipuri zilnice, pentru că acum nici n-am mai avut efectiv foarte mult chef să filmez zilele astea. V-am zis, gen, efectiv pot să vă pun și o compilație de filmări eșuate, că mi-am umplut hardul de 3 ori de filmări și după aia le-am șters ca să încerc să fac ceva ca lumea. Dar am și făcut destul de multe chestii în zilele astea și în primul rând ce am făcut foarte, foarte mișto, mi-am pus 3 monitoare. Eu aveam gen, deci ca să vă zic, eu aveam 2 monitoare de 60 de Hz și mi-am făcut upgrade, mi-am luat un monitor de 144 de Hz și aveam un setup în care aveam monitor de 60 de Hz secundar și monitor de 144 de Hz principal. Și până la urmă ce m-am gândit eu să fac, până la urmă mi-am pus, deci eu aveam un braț de 2 monitoare, asta e motivul pentru care n-aveam 3, că aveam doar braț de 2 monitoare. Până la urmă aveam un picior de monitor care era efectiv un picior de la un monitor, că aveam gen monitoarele pe braț și mi-a rămas un picior de la monitorul de 144 de Hz. Bă, și am zis eu să fiu big brain și m-a ajutat cineva și am dat niște găuri în piciorul ăla de monitor și l-am făcut VESA compatible și efectiv am creat un stand de monitor do it yourself, pentru că un de la costă 100 de lei și era ceva ce încoaie, eu nu dau 100 de lei să am al treia monitor, adică da. Și ești nic. Ai pierdut ca nic. Asta este jenant. Ok, dar da, practic mi-am făcut standul ăla do it yourself și bă, merge foarte, foarte bine. O să vă pun o poză pe ecran acum, ce în efectiv setup-ul meu a devenit atât de șmecher cu al treilea monitor, pentru că am și monitor vertical și monitor orizontal secundar, gen, asta este efectiv un, bă, cam se apropie setup-ul de setup-ul visurilor mele. Cred că mai am nevoie de placă video și tastatură. Bine, hai, placa video, mai e cum, ia da tastatura asta, frate, n-ar strica aici ceva, un build custom și după aia o să fiu efectiv un god, dar... Ca să vă zic, bă, am văzut un case atât de mișto de tastatură, gen de la Glorious, GMMK Pro, gen o să vă pun acum o poză, bă, mi se pare gen efectiv, dacă mi-aș face o tastatură și aș avea un buget nelimitat, bă, e atât de mișto, pentru că îi ca lumea și are și F, gen F1, F, ce naiba scriu, F1, F2, F3, F4 și are și săgeți, pentru că știți că eu de asta nu mai foloseam tastatura mică, care, bă, oricât de mișto ar fi tastatura mică, nu are F-uri și este foarte, deci eu n-am făcut niciodată asta, dar uite cum am ajuns să joc Rank Scouters, deci eu așa am ajuns. Copilul meu. Și o să-și ia țeapă, săracul om. Ok, ăla securizează 2 chesturi, ceea ce nu-mi place. Deci o să vă învăț cum se face. Ok, am luat 2 chesturi, e bine. Și am luat din 2 chesturi 2 perle. Bă, nu cred că puteam să fiu mai ghinionist în termen de câte perle am luat. Ok, frate, lasă-mă să-mi pun astea, că nu le-am luat degeaba. Ok, ne-au picat 2 bucăți de pantaloni. Bine, hai că suntem stacați. Avem puține perle și nu avem speed. Dar avem armură foarte bună și sabia de Fire Aspect 2. Deci, efectiv, sabia va trebui să ne care. Știi, pula, n-a luat refill-ul, ce pula, mă? E unul dintre noi care nu cred că a luat refill-ul. Sunt curios dacă, dacă dispare obsidianul când se face al treilea refill, pentru că chiar nu știu. Dar o să aflăm acum. Ia, tipul ăsta stă lângă el, nu stă lângă el. O să încercăm noi să ne dăm perla pe obsidian. Pentru că, v-am zis, am eu așa o presimțire că se va... Că își va reveni. Hai să facem și niște blocuri. Bă, un meci destul de cox. Da, mă, uite că se face. Bă, ești nesimțit. Ok, și nici n-a reușit să ia tot. Gen, tu dacă îți dai o perlă
și încep să lutez din chest, nu mi se pare cea mai bună idee, că nu reușesc să iei tot, bă, și avem tot două perle și n-avem speed. Bine, se pare că noi o să fim un tank cu 5 poțiuni de instant health. Bă, cred că a prins cineva vreun fire sword. Și nu știu de ce am eu impresie că tipul ăsta are knockback, gen de aia sta așa. Sau nu spune că începe să pune semne. Ok, frate, hai să ne duelăm. Va trebui să, efectiv, va trebui ca tipul ăla să joace foarte prost ca să... ca să-l batem. Și o să se ducă pe ăsta. Ok, și-a dat speed. Fugi un pic de el ca să-i se ducă speed-ul. Da, are fire sword. Mamă, dacă ne consumăm dacă ne consumăm aici tot healing-ul e cox rău. Dacă... Ok. Suntem la culpă. Da, tipul ăsta n-are nicio perlă, putem efectiv să-l... Stai, cam două inimi și e și ăsta aici. Și după aia mi-am... Așa, hai să vedem dacă putem să câștigăm ăsta, pentru că, bă, frate, deci efectiv vreau neapărat să filmez rank, pentru că mi se pare super plictisitor solo Skywars, dar mor în continuu, adică, bă, bune, toți sunteți atât de tryhard și buni, adică, cu aia, mai dă o naibă de treabă. Uite, un singur chest apuc să iau. Ia uite-i, cu aia zici că sunt fucking boți. Ia zi, dacă putem să dăm un clean-up aici. Pula, că e pyromancer, cu aia ești pyromancer. Ești pyromancer, ai luat elul, cu aia deci ți-am... Ok, nu o să continuăm propoziția, pentru că urma să zic ceva foarte urât. Dar da, dacă o să-mi iau tastatură custom, probabil o să-mi iau... un din ala, un GK68 sau ceva de genul, pentru că nu cred că o să pot la... un buget redus să am și tastele cu F gen. Dude, te-ai pierdut în meci. Deci tu te-ai pierdut aici, pe planeta Pământ. Dar da, gen, nu cred că poți face la un buget redus o tastatură și cu F-uri și cu săgeți și cu tot tacâmul. Dar o să încerc totuși, gen, chiar mi s-a părut ok, gen. O să vă pun acum o poză pe ecran cu case-ul ăla și vine și cu PCB și cu stabilizatoare. Gen, asta este bine că nu trebuie să mă complic eu foarte, foarte mult. Dar aici ăștia se cam bat, dar văd că ăla cam dă... Uite, trebuia să mergem pe ei, dar până mergem noi, în mod sigur ăla deja se regenerează. Bine, teoretic, ideea mai inteligentă este să stăm aici și să... Să-mi pice un breaking. Bun, asta nu este bine. Dar dacă ne pică 7 diamante, cred că o să-mi fac un... Deci astea sunt șuste. Bine, astea sunt șuste, nu? Per șuste. Top perlă din partea mea. Și când o să fim full. Sau de fapt și tipul ăsta are toporul de scout, deci putem să-l batem. Ok, o să băgăm gheppel, că avem 6 gheppeluri, n-avem de ce să nu. Și mai avem și speed-urile astea și frate. Ok. Am craftat, n-am craftat să abia și mi-am și lăsat enchantment table-ul. Da, o să vină refirul, cred că ai... Da, aici vine chestul de refire, bine. Nu știu cum abordez situația. Am să fac obsidian. Îi fac o șustă așa, efectiv. Bă, deci sunt nesimțit cu aia când fac obsidian acum, fără mișto. O să-l lăsăm pe tipul ăsta aici și dacă noi luăm refilul, obținem efectiv, o să avem un avantaj mare. Dude, ești trip. Deci ai luat elul. Deci ai luat efectiv eluțul. Stai că n-am perlele în hotbar. Nu e bine să n-am perlele în hotbar. Mamă, 7 perle, dude. Dude, nu știu de ce nu te-ai gândit să te duci să iei refilul, dar... Apare să-mi praf. Apare să-mi praf. Hai, frate. Hai, frate, fără combo-uri, fără chestii din astea. S-a terminat, frate. S-a terminat, efectiv. Uite, așa un 9-9-9. Bă, deci, capa asta, bă, mi se pare că dădea bine, gen, efectiv, cu skin-urile alea pe care le aveam episodul trecut. Dar, gen, cu skin-ul meu default, e un pic cam prea neagră pentru skin. Gen, skin-ul e așa, gen, pe o culoare așa, mai deschisă, aș putea spune. Și n-arată rău, dar n-arată nici cât de bine aș vrea. Dar, oricum, mai este. Totuși, mi se pare că arată prea genial capa asta. Dar, bă, și un emote mi-aș lua. Gen, știți că am tip-o, dar e fucking
Coaie, ce a fost în capul meu când am cumpărat acest? Am dat, cred că, 20 de lei pe el. Și cred că puteam să-mi iau, nu știu, puteam să-mi iau niște chipsuri, ceva, merita mai mult. Dar, whatever. Deci mi-a murit webcam-ul. Am două frame-uri. Da, am vrut să ținez episodul cu facecam, dar a fost un eșec. Oh my god, am... Ok, deci ce? Am început să apreciez foarte mult când face cineva gen efectiv un jitter din la rapid și efectiv mi se pare cea mai genială chestie și eu vreau, frate, atât de mult vreau să pot să fac jitter click de 15 click-uri. Da, din păcate, bă, cred că Dumnezeu m-a făcut 10 CPS player și dacă îmi dau eu silința, poate un 12 CPS player. Dar efectiv, frate, când vezi pe cineva care face un jitter click de 15 CPS-uri, bă, mi se pare cea mai satisfying și cea mai mișto chestie, dar eu efectiv, ia, dacă cerc... ia. Nu, efectiv, frate, nu mă ține mâna. Deci asta este limita mea. Un 12-13 așa, bă, frate, dacă aș putea să am un grip sau ceva, talent născut ca să am efectiv 15 click-uri, nu știu, mi se pare cea mai mișto chestie. Frate, am găsit așa efectiv un YouTuber foarte mic de rank Skywars, gen eu așa mă uit așa random pe YouTube, gen mie îmi place mai mult să mă uit la YouTuber mici, că na, sunt eu mai ciudat, dar bă, am găsit un om, bă, frate, dădea un jitter. Bă, și m-a făcut așa un pic să mă simt gen, coaie, vreau și eu neapărat, da? Da, cum te face gen... Dacă Dumnezeu te face 12 CPS player, ești 12 CPS player. Dacă te face 6 CPS player, ești 6 CPS player. Ok. Beau asta. Și dobândim imunitate la Pyromancer. Poți iau asta? Mersi. Ok, cred că era inteligent să minez diamantele, dar nu am efectuat acest lucru. Bă, frate, n-am Bottle of Enchanting? Girl. Hai, copile. Mie că-ți dau un snowball și pici în void. Deci sunt garduri. Deci gardurile astea efectiv te încurcă foarte rău. Deci ar trebui să le scoată de pe mapă. Dar, ok. Era să mă arunc în void. Și da, nu cred că mai e niciun chest. Nu mai avem nicio oportunitate de a face rost de... de chestii și acum mă bați. Pare nu. Bine că... nu mai încerca să-mi dai rod crit, că dacă picăm pe duel să te bat. Nu pot. Și-a activat bunny hop pe aici. Lasă-te de joc, coaie. Deci lasă-te de... deci ăla trebuie să-ți dea uninstall, coaie. You're such a loser, lămă fau. Ești prost la cap. A, și ce-am făcut zilele astea? Mie când mi-am luat G-Pro Super Light-ul, mi-a venit cu niște grip tape. Și efectiv, frate, am pus grip tape-ul pe... am pus grip tape-ul pe Model O. Și acum Model O, efectiv... mamă, cât de ciudat se simte Model O-ul. Bro, e... mamă, ce click-uri are! Da, nu știu, Model O are o problemă ciudată în care efectiv se deconectează așa random și efectiv asta nu-mi inspiră putere. E prea ușor, frate, să joci cu Model O. Deci uitați-vă și voi, deci eu nu depun absolut deloc efort. Mă rog, ideea este că i-am pus niște tape și... na, facem direct click. Deci, nu știu exact dacă pe tine te ajută mai mult direct click decât butterfly click, pentru că gen faci gen... când faci bridge, să zicem, faci butterfly click, faci constant 20 de click. Dacă faci drag click, faci numai când pui blocul și s-ar putea să te ajute foarte mult chestia asta, ia. Putem să facem 20-o la blană. Uite, iar s-a deconectat mouse-ul. Hai, băi, ce naiba e asta, băi? A, trebuie să-l apeși într-un anumit mod. Am picat 23 CPS, bine, hai să-mi iau bani pe Hypixel. Și un lucru pe care l-am făcut la toate tastaturile pe care le-am eu și cred că am vreo 4-5 ceva de genul. Bă, le-am pus tasta spacebar, mă rog, la alea mecanice, pentru că doar la alea poți. Le-am pus spacebar-ul invers, gen, dacă nu știți la ce mă refer, o să vă pun o poză pe ecran, că e imposibil să vă explic. Bă, nu știu de ce a început să-mi placă atât de mult să-mi țin spacebar-ul așa și efectiv e mult mai comod. Și m-am obișnuit așa și nu pot să mă întorc la spacebar-ul normal, efectiv m-am fost convertit într-un utilizator de spacebar invers. Și dacă aveți și voi o tastatură mecanică, eu l-aș pune gen fără să mă gândesc o secundă, pentru că e ciudat primele 10 secunde și după aia ți pare cea mai genială chestie ever. Dar uite că am avut bulanul de a găsi un chest plate și cred că ăsta o să fie ultimul match. Să stau tot noaptea. Ești prost. Și încă o chestie de care am uitat să vorbesc, am reușit să joc cu FPS-uri nelimitate fără să mai îmi dea OBS-ul high encoding și faza este că tu ai o setare la performance smooth FPS. Ei bine, dacă eu am pasta pe off, am
aș zice că de două ori mai multe frame-uri, doar că dacă o țin pe off, toată puterea de la placă video se duce pe Minecraft și am gen 100% GPU usage și după aia se blochează OBS-ul. Dar dacă o țin smooth FPS pe on, am mai puține frame-uri cei drept, dar pot efectiv să joc prost. Hai de capul meu, cu aia n-am prins niciun enchantment table, pă bune. Oh my fucking god, ești după mine. Ok, m-a lăsat, bine că m-a lăsat. Mi-a dat din greșeală speed-ul ăla, nu trebuia, pentru că deja mai avem un fucking speed. Pot să-l mai în void. Dar, da, efectiv acum pot să joc cu FPS-uri unlimited și nu mai îmi dă gen, efectiv. Cam asta este performanța reală a plăcii în timp ce filmează și toate cele. Deci, efectiv, se mișcă atât de bine. Dude, deci 1060 ăsta este un zeu. Pentru că dacă nu știți, eu gen, mi-am făcut un PC. Acum, prin 2019, mi se pare. Bă, mi-am făcut, pe vremea aia, cel mai bun PC. Ca să nu mai am nicio treabă și să efectiv să fiu un zeu. Și aveam, cred că, 150-200 de FPS-uri pe Minecraft. Bă, și eram atât de trist. Pentru că, gen pe vremea aia eram, cred că, clasa 8-a sau a 7-a. Bă, m-am rugat atâta de părinții mei. Și, efectiv, îl cheamă de pulică. Lasă-mă să-mi dau, mai, dar nu, n-am IQ, nu-mi dau perla, nu știu ce dracu fac, băi, doamne-și pula. Îmi luasem eu, frate, am dat, efectiv, nu știam să aleg componente, mi-a luat hard de 4 tera, numai că mi-a luat hard de stocare și nu de jocuri și, efectiv, avea un lag orice puneam pe hard. Dar, până la urmă, am reușit eu să învăț despre componente și, da, am putut să facem PC-ul ăsta blană, care are foarte multe frame-uri și mă face să mă simt bine. Deci vreau să spun... Nu știu ce era să zic. Coi, ce? What? Deci îmi pun un semn, foarte mare al întrebării legat de ce tocmai s-a întâmplat, dar bă, un win este un win. Dar cam atât a fost și cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like. După cum am zis, o să vină vacanța și când, deci ca să vă zic efectiv schedule-ul, când nu mă mai duc la școală, încep să filmez în continuu Unturned, Terraria și Minecraft. Și poate Nier Automata, numai că pe Nier Automata, în primul rând pe mine nu mă duce PC-ul să-l filmez fără streaming PC și am găsit un mod cu care mă duce, numai că modul ăla mi-a resetat tot progresul și trebuie să am eu chef să joc exact până unde am rămas în episod și pe aia o să putem filma. Asta și numai în green screen, deci nu știu cum o să filmăm, dar oricum, cam atât a fost cu acest episod, eu am fost Azlo și noi ne vom vedea data viitoare. Salut! Mommy milkers, big, big mommy milkers, big, big, huge milkers and huge, big milkies. Yeah. Să-ți le, yeah. Vreau să întreb, yeah.